Astăzi emoțiile sunt la superlativ, deoarece urmează să o felicităm pe o scumpă mămică, o bunicuță de nota 10 și, nu în ultimul rând, mătușa mea dragă, doamna Elena Bordian, din satul Ocnița, raionul Ocnița. Mergem să-i spunem la mulți ani din partea copiilor, care, din păcate, sunt în afara țării, Igor cu Tatiana, Mihai, care este în Franța și, desigur, din partea nororii Ania, desigur, din partea nepoțeilor scumpi și dragi, Dragoș, Zara și Lera. La mulți ani îi spunem și noi, ea nu bănuiește absolut nimic de ce urmează să îi se întâmple. Poate că bănuiești ceva, nu știu. N-aș zice. Nu? Cred că o să fie surpriză. După față, da? Emoțiile. O să fie surpriză 100%. Mergem să o surprindem frumos, să-i spunem la mulți ani și să-i urmărim reacția. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Aplauze! La mulți ani, draga noastră, mătușă, draga noastră, bunicuță, draga noastră, mămică, în această zi frumoasă de primăvară ne-am adunat cu toții și ne-am organizat bine să venim și să te surprindem frumos la acest aniversar, la frumosul jubileu de 60 de ani minunați și extraordinar de bogați. Sunteți o femeie bogată, sunteți o femeie împliniți sufletește, zic eu, pentru că aveți copii minunați care vă iubesc, vă respectă. Aveți nepoței care vă stimează și pentru care sunteți și însemnați foarte mult. Sunteți o bunicuță de nota 10, o bunicuță modernă, o bunicuță care lasă toate grijile pe locul 2 și toate problemele casnice și merge cu nepoții acolo unde ei au nevoie să se prezinte și să reușească toate planurile lor acum așa care se formează deja. Dragă noastră, vrem să te întrebăm dacă intuiești la invitația cui noi am venit, pe lângă faptul că sunt prezenți toți acești oameni minunați, așa dragi și mai aproape, din viața dumitale, cum crezi cine totuși astăzi ne-a rugat să venim și să vă surprindem frumos? Dar cine este mai scump ca copiii noștri? Da, într-adevăr, sunt copiii și acest buchet minunat, gingaș de flori care te prezintă, sunt special pentru mata. Să ne fie sănătoasă. Ani frumoși și mulți de viață, dorim. Și toate aceste daruri sunt din partea copiilor, din partea nepoților. Mănica, te felicităm cu ziua ta de naștere. Dorim mult sănătate, fericire, bucurie. Trăiești până la 100 de ani. La mulți ani! Bravo! Iară! La mulți ani! La mulți ani! Dar e parusul dacă ți-ai comod. Până la mulți ani! La mulți ani! Iar emoții, gata! Bravo! Bunica, îți place cadou? Mulțumim! Eu cred că este cel mai frumos cadou, așa? Și, într-adevăr, o amintire pe viață din partea copiilor și a nepoților. Eu fac ce așa frumos, emoții deosebite! Dar iată așa, acum asta sunt bunicuța, pentru că mai avem și un mesaj. Draga noastră, ai primit urări și cuvinte frumoase din partea nepoțiilor și acum din partea lui Dragoș, care știu eu că l-ați crescut cu drag și cu dor și cu multă responsabilitate. Deja 15 ani. 16 ani. Extraordinar ce zboară. 16 ani în care nu ați cedat. Chiar dacă v-ați dorit foarte mult ca copiii să fie crescuți de părinți.
de mamă și tată. Totuși, ați înlocuit pe amândoi. Ați fost pentru Dragoș și pentru Zara și mamă și tată și bunicuță și cel mai bun prieten. Eu vreau ca Dragoș acum să o felicite pe bunică. Știu că emoțiile persistă. Îi doresc mai mult sănătate, fericire. Îți mulțumesc în primul rând că ne-ai crescut așa mari. Câteva cuvinte pentru scumpa noastră nască, pentru că ne credem că timpul ăsta ne-a îndepărtat de casă, ne-a îndepărtat de multe, ne-a multe celălalt. Vreau din partea familiei noastre să vă urăm multe, multe sănătate, multe, multe fericite, să fie mine așa cum te-am născut, când, pe drumul, pe 35 de ani în urmă, când ne-a stat ca părinți, ne-ați binecuvântat în fața Domnului. Și parcă nu mult au trecut, dar ani fug așa. Ani fug și eu mândru că vă avem alături, vă avem cu un sfat bun, cu o vorbă bună, cu o îndrumare. Bunul Dumnezeu să vă dai mult sănătate. Să fii mereu așa tână, să fii mereu așa înconjurat de cei dragi. Să fii nepoțe, nepoțe, să ajungi să fie nepot. Să fii mereu din nașul, să vă duceți ani înainte, așa cum vă doriți, așa cum vă poate fi visați cu multă mult sănătate, fericire, dragoste. Și Înger Păzător să vă fie mereu în spate cu noi. La matar, la naș, la toți cei apropiați. La mulți ani! Mulțumim frumos! La mulți ani! Asta așa că să vă îndulciți cu nașul. Când după ce uniți, vă îndulciți o leacă. Când după ce uniți, vă îndulciți o leacă. Felicităm cu ziua ta din nașul. Îi dorim multă, multă sănătate. Cum spune, sănătatea oasă, bani în buzunare, și stimă și respect de la copii. Și vreau să spun că e fost de unul ca o soră. Și eu zic și eu la mulți ani cu sănătate. Și mă alături toți mulți ani cu noi. Să ne bucurăm mult de prezența altă. Felicitări! Emoții frumoase. Și desigur am lăsat cireașa de pe tort mesajul din partea copiilor, din partea lui Igor, al lui Igor, al lui Tania, al lui Mișca și desigur al lui Ania și tuturor repățeilor. Ei au spus astăzi așa cuvinte care sunt spuse la moment din suflet. Aici însă au fost cuvinte bine structurate. Și așa cum am promis, mesajul sună în felul următor. Îngerul nostru păzitor, pentru că asta ai fost încă de când am văzut lumina zilei. Astăzi vrem să-ți arătăm prin câteva daruri toată dragostea ce ți se cuvine. Cât ai îndurat până ne-ai văzut mari, mama. Ne-ai iertat mofturile, ne-ai iertat rătăcirea tinereții și chiar și lacrimile aduse le-ai lăsat să treacă fără supărare. Acum știm ce e banul muncit și îți cunoaștem durerea. Nu am vrut să plecăm, nici eu, nici Igor, dar sorții nu ne opunem. Așa cum te-ai luptat permanent să mă știi bine atunci când am fost la pământ, tot așa am să fac și eu să-ți fac zilele fericite. Fără mângâierea ta și a tatălui nostru, nu ajungeam nicăieri. Ne-am văzut copiii mari datorită vouă. Cum am putea vreodată să vă întoarcem spatele când tot ce suntem și tot ce avem e pentru că ați crezut în noi? Ai fost trimisă pe pământ să ajuți și să ai grijă ca toți ai tăi să fie bine. Ne-ai dat nouă tot ce ai avut mai bun. Inima din piept ai scoate-o fără șovăire pentru noi, dacă ai putea. Tu ne-ai crescut copiii, ai petrecut la școală și mereu te-ai pus pe ultimul loc pentru binele fiecăruia din noi. Îți mulțumim că existi, pentru că ești mămica noastră, care mereu ne-a încălzit cu vorbe și sfaturi alese. Ne rugăm Domnului în fiecare zi să te țină sănătoasă, să nu te vedem obosită, să trăiești viața frumoasă. Cum am putea să-ți cinstim mai bine viața decât printr-un gest plin de recunoștință? Te iubim, măicuța noastră dragă, te iubim și o să te facem mândră de noi. Să pună Domnul în tine slava Lui
să-ți aducă zile multe pe pământ, iar dragostea noastră să fie pentru tine speranță și fericire. Pe lângă un la mulți ani, îți vom spune din nou că ești cea mai puternică, cea mai curajoasă, cea mai răbdătoare și o bunică modernă, care pentru realizarea visurilor nepoților merge până în pânzele albe. Ne dorim mult ca Îngerul Păzitor să aibă grijă de tine, iar noi vom deveni ajutorul lui și te vom înconjura cu grija de care ne-ai învățat tu. Noi, din suflet, îți dorim multă, multă sănătate. Pentru toate îți mulțumim. Ești exemplul nostru în toate. Îți dorim o sărbătoare frumoasă și te rugăm mult, nu uita, cu sufletul suntem acasă. Astăzi, de ziua ta. Semnează cu dor și recunoștință copiii și nepoții. La mulțumim frumos! Mulțumim frumos! La mulți ani, Igor, Tania, Mișca, frați, Ania, nepoți, vă mulțumesc la toți pentru așa o surpriză neașteptată. Mama va cuprinde pitez și vă sărut și mi-e dor de voi. Ați făcut o zi foarte frumoasă, o zi cu multe emoții, cu lacrimi și cu bucurie. Numai greu că voi nu sunteți acasă, mi-e dor de voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru așa cadou. Nu rămâne decât și noi să vă spunem la mulți ani încă o dată și să avem cu toții o sărbătoare frumoasă și de suflet. Pe o lungă amintire. Mulțumim, la mulți ani. Cântăm mulți ani trăiască încă o dată. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Draga mea, cu mătră și vecină, îți doresc tot binele de lume, îți doresc să fii sănătoasă, să ai bucurii de la copii, de la nepoți, să ai numai lacrimi de bucurie, să simt pe ăla de-i bătrâneți așa ca surori. Mulțumim frumos, Nadia! Fii sănătoasă! Tantlinuța, haideți! Vreau să-ți spun câteva cuvinte, ca bunul Dumnezeu să-ți poartă de grijă la rău și la bine. Sănătate, să te binecuvintezi Domnul în față, la nepoței, la copii și la cei dragi care sunt prin prejur, la mari și mai bine. Mulțumim. Sănătate la toți care mă înconjurați. Mulțumim. Mulțumim. La mulți ani încă o dată și toate bune. Mulțumim frumos. Zic verde și o lună, am o soacră tare bună, soacră bună am nimerit, așa cum eu mi-am dorit, mă. Să zic verde și o lună, am o soacră tare bună, soacră bună am nimerit, așa cum eu mi-am dorit, mă. Mă iubește soacră mea, hop, una, două, hop, și așa. Dar și eu țin mult la ea, hop, una, două, hop, șa-șa. Să dea bunul Dumnezeu, hop, una, două, hop, șa-șa. La tot soacră cum am eu, hop, una, două, hop, șa-șa. Și ea multe mă învață, mă învață numai de bine, pentru că ține la mine. Soacră mea tare isteață, și ea multe mă învață, mă învață numai de bine, pentru că ține la mine. Mă iubește soacră mea, hop, una, două, hop, șa-șa. Dar și eu țin mult la ea, hop, una, două, hop, șa-șa. Să dea bunul Dumnezeu.
două hop-șa-șa. La toți socre cum am eu, hop, una, două, hop-șa-șa. Dar bine n-ai cum s-o duci dacă le calci pe papuci, mă. Nu toate soacrele strele, că tot femei sunt și ele. Dar bine n-ai cum s-o duci dacă le calci pe papuci, mă. Să dea bunul Dumnezeu, hop, una, două, hop, șa-șa. La toți socre cum am eu, hop, una, două, hop, șa-șa. Mă iubește soacră mea, hop, una, două, hop, șa-șa. Dar și eu țin mult la ea, hop, una, două,